Care sunt principalele parteneri externe ai Republicii Moldova și dacă, nu știu, vă bazați pe NATO în cazul în care se va escalada acest conflict între Rusia și Ucraina? Principalii noștri parteneri strategici sunt acei parteneri care susțin parcursul european al Republicii Moldova, care respectă neutralitatea, statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Sunt acei parteneri care ne ajută să ne consolidăm independența, suveranitatea, integritatea teritorială și contribuie la consolidarea statului de drept în Republica Moldova, a democrației noastre și la modernizarea statului și a economiei. Deci aceștia sunt partenerii noștri strategici și privind prin această prismă, atunci este clar că partenerii noștri cei mai importanți sunt România, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, NATO. Sigur și NATO. Noi facem parte din Parteneriatul pentru Pace. Cooperăm foarte mult prin acest mecanism cu Alianța Nord-Atlantică. De asemenea, în domenii precum consolidarea democratică, a instituțiilor democratice, reforma sectorului de securitate, consolidarea rezilienței de securitate a Republicii Moldova, în domenii precum pregătirea personalului militar. Deci avem o cooperare în limitele statutului nostru de neutralitate, nici de cum această cooperare cu Alianța Nord-Atlantică nu încalcă acest statut, se face în limitele Parteneriatului pentru Pace, din care, apropo, face parte și Federația Rusă. În trecut, Federația Rusă avea angajamente mult mai profunde cu NATO decât Republica Moldova. Deci, din acest punct de vedere, Federația Rusă nu are niciun motiv să ne critique și să ne arate cu degetul că noi, cooperarea noastră cu Alianța Nord-Atlantică vine în contradicție cu statutul de neutralitate. Nici de cum. Deci, sigur că în contextul actual, mesajele de susținere care vin din partea Alianței Nord-Atlantice sunt importante pentru noi, pentru că ele trimit și anumite mesaje clare Federației Ruse și altor spoileri de securitate din regiunea transnistreană. Și astfel de mesaje și susțineri pe care vin din partea și a României și a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene descurajează pe unele capuri ferbinți, să spunem, din regiunea transnistreană.